ziua, bine ați revenit la o nouă emisiune marca Coson TV. De data asta, pentru antreprenori avem o dublă surpriză. Nu doar că este vorba despre un antreprenor care este la început de drum, este un startup, dar este și un personaj interesant prin faptul că este profesor universitar la Universitatea Transilvania, alături de noi, Delia Duca. Delia, bine ai venit în studiourile Coson TV. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cum te simți într-un studio TV? Mă simt ca acasă. De ce? Știi foarte bine că realizez emisiunea de șah strategie în alb și negru la Realitatea TV în fiecare sâmbătă și este o mare bucurie pentru mine că pot să aduc șahul în casele oamenilor în fiecare săptămână. Ai zis șahul. Șahul este o pasiune a ta. Da, cea mai mare pasiune a mea. Și mai mult decât o pasiune, de curând a devenit și... un embrion de afacere. Se poate spune și așa, da. Este vorba despre tablele de studiu individual Magne 2D. Este o idee nouă, faptul de a avea o tablă de șah pe care te poți pregăti singur. Poți juca singur, este ciudat pentru unii oameni, dar șahiștii chiar se pregătesc individual și aveau nevoie de o astfel de tablă. Bine, de fapt, lucru spectaculos este faptul că este una magnetică. Poți să faci lucrul ăsta în orice poziție, și în fotoliu, și în pat, și în picioare. Sigur. Noutatea constă în faptul că este 2D. Piesele sunt din perspectivă 2D, nu cele 3D clasice cu care suntem obișnuiți și de aceea se poate utiliza, da, cum ai spus și tu, pe un fotoliu oriunde, astfel încât să poți să muți piesele cu un singur deget. Să fie cât mai confortabil. Bun, ok, asta este o idee care este a ta. Dincolo de a ști cât de mult este o afacere această idee, mă interesează cum a venit ideea asta la tine. De ce la tine? De ce acum? Ce a creat cadrul ca să fie acum această idee la tine? Mi-am dorit de foarte mult timp să creez acest produs, dar, cum spui și tu, curajul de a declanșa efectiv producția acestui produs a venit în urma cursului Vreau să fiu antreprenor, pe care l-am efectuat la Alchemy Hub și apoi am avut diverse colaborări cu membrii pro-afaceri, care de asemenea m-au ajutat foarte mult în definitivarea acestui produs. Deci, practic, cumva te-ai incubat. Tu ai avut ideea în acest micro-incubator, Alchemy Hub și pro-afaceri. Ai găsit mentori, ai găsit sugestii, ai găsit sprijin. Iar de acolo, afacerea ta a început să funcționeze. Nu contează cât de mare este. Știi foarte bine că nu asta este important. Important este că din acel moment te poți numi antreprenor. Ce crezi că ar trebui să aibă un antreprenor în ziua de azi? Ce calități ar trebui să aibă? Eu am văzut la mine că am avut nevoie de curaj să trec peste frica aceea de și dacă nu va merge, dacă voi da greș. Până la urmă, nu este un risc atât de mare, trebuie să ți-l asumi și chiar în momentele dificile în care poate nu ai vânzările pe care te așteptai să le ai sau așa mai departe, să continui, pentru că eu văd un progres chiar și în cazul produsului pe care l-am creat și trebuie să ai răbdare. Cred că despre aceasta este vorba, să ai răbdare, curaj și să poți să-ți depășești fricile. Ce le spune studenților tăi, pentru că tu ești și cadru universitar, ce le spune studenților tăi dacă ar vrea să apuce de antreprenoriat? Să o facă, să nu o facă? Să o facă acum? Da, începând cu anul trecut sunt asistent universitar la Facultatea de Matematică și Informatică și în acest domeniu foarte mulți programatori ajung să fie antreprenori, ajung să fie să aibă propria afacere în domeniul IT, propria companie și mulți dintre ei își doresc deja acest lucru. Cred că e bine să aibă și experiență inițial, să lucreze ca programator, dar apoi cred că avem și exemple în Brașov de foști programatori care au ajuns să aibă companii de IT. Dacă nu mă înșel, unul dintre ei este chiar Alex Iliescu. Sigur, de la Mondly. De la Mondly, care în momentul de față lucrează cu giganți precum Google, Facebook, este una dintre cele mai downloadate aplicații de învățare limbi străine din lume, zeci de milioane de downloadări unice, dacă nu mă înșel. Exact. Și un antreprenor cu care noi ne mândrim. Și este chiar, Mondly este și sponsor al Universității Transilvania din Brașov, a adus calculatoare în facultate și sunt folosite cu succes de studenții noștri. Foarte frumos. Este ceva ce el a dăruit înapoi comunității, un antreprenor respectat și felicitări pentru tot ce face. Dar hai să ne întoarcem la Delia Duca. Delia, cum vezi tu mediul de afaceri din Brașov? Este ceva diferit aici? Văd o comunitate
Văd dorința de socializare destul de mare. Am participat și la evenimentul organizat de Proafaceri, la conferința Pro Business Together, unde invitatul, domnul Anastasiu, a și spus că nu a văzut o astfel de comuniune și o dorință de socializare poate nici în București. Oamenii își doresc să schimbe idei, să nu fie neapărat considerat o concurență, pentru că oportunitățile vin poate în cadre mai puțin formale, cum este și evenimentul la care am luat parte astăzi, Brașov Business Branch, și ideile pot veni, cred că pot veni și în astfel de cadre mai puțin formale. Mă bucur. Noi suntem la un canal TV de business, în primul rând, așa cum spuneam, Coson TV. Cosonul este moneda dacă. Și, cum îmi place mie să spun, deja este o monedă care a apărut cu mult înaintea Băncii Naționale a României și este o monedă care s-a bătut aici, acum 2000 de ani, de către daci. Iar asta simbolizează, pe de-o parte, eu știu, sângele unei afaceri, adică banul, dar pe de altă parte și tradițiile noastre aici, continuitatea noastră aici. Este ceva ce ne face pe noi românii mai special, mai bun sau mai puțin bun ca antreprenori? M-am gândit la acest lucru până acum. Cred că suntem destul de curajoși, românii. Și creativi. Și creativi, da. Și creativi, aș putea spune. Poate acest lucru să ne diferențieze, dar alte diferențe majore nu am observat. Nu avem de ce să ne fie rușine, nu avem de ce să ne fie frică, să ieșim în lumea mare, să ne bate cu pumnul în piept, să ne luăm de piept cu orice înseamnă provocări antreprenoriale. Cu siguranță. Pe final, ce gânduri ai, ce ai vrea să transmiți brașovenilor și ce gânduri ai către Coson TV și echipa din spatele ei? Mă bucur că s-a deschis și această televiziune, pentru că este nevoie de astfel de emisiuni. Informația trebuie să fie cât mai accesibilă tuturor și cred că le-aș transmite tuturor să aibă încredere în ideea lor, în ceea ce își doresc să facă, să nu le fie frică să înceapă. Primul pas trebuie făcut, iar apoi totul va veni de la sine. Mulțumim foarte mult, mare drag, Delia. Și noi aici încercăm să aducem oameni autentici din diferite domenii, din zona de business și de pe lângă zona de business, oameni care inspiră, oameni de la care avem de învățat și mulțumim că ai fost alături de noi. Mulțumesc mult pentru invitație. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi de la o nouă emisiune Coson TV. O zi grozavă!